Îi salut pe invitații mei, Basarab Panduru, bună seara. Salut. Marius Bilașu, te salut, Marius, mă bucur să te revăd. Hai că m-ai făcut să râd, să știi. Cu ce? Păi cu Bergu, de acum e bun, nu? Am zis eu așa. Nu, zic, acum e bun, nu ai zis tu, dar zic așa că m-ai făcut să râd. Da, acum e bun. Apropo de, știi că tu te mai întrebi, de ce discutăm după 3 etape dacă omul ăla e în pericol? Pentru că unii chiar sunt în pericol. Te așteptai să fie dat afară Dică de la Craiova după meciul de la Ploiești? Eu nu mă așteptam. Dacă tu te așteptai, ok. Nu mă așteptam, dar... Sunt situații în fotbalul ăsta care te șochează. La Craiova te așteptai la orice. Și la alte cluburi, nu? La alte cluburi, nu știu. În fine. Nu. Bun, la CFR, că e aici Bilașco, nu mă aștept să una, două, să-l dai afară pe Mandorlini. Chiar dacă a făcut și el niște greșeli la începutul campionatului, dar a pierdut meciul, de exemplu, după părerea mea, cu FCSB-ul. Prin schimbarea pe care a făcut-o. Așa am văzut eu. Din 5 ăla a făcut în 4 pe fund acolo, de unde n-avea nicio ocazie FCSB-ul, l-ai dat posibilitate să câștige. Sunt situații în fotbal românesc care te împing să judeci și tu ca ziarist sau, mă rog, ca expert, în sensul că pierd într-o 3 etape, 3 meciuri și te gândești trebuie că să vedem la cine ești. Că și asta cred că e foarte important. Presiunea este cu atât mai mare cu cât te duci la echipele care au ca obiectiv titlul. Da, hai să nu vorbim de asta. Bun, Rapid, Dinamo 4-0. Câteva impresii. Dinamo n-a început rău meciul. Problema e că l-a terminat foarte rău, aproape în genunchi. Au început destul de ok. N-au mai plecat cu pase de la portar. Golubovici a degajat. Au stat în terenul advers. Nu i-a lăsat pe cei de la Rapid să construiască. I-au ținut departe de poarta lor. Și a mers totul bine. Chiar dacă în minutul 8 este o mare ocazie aici, centrare Funciu și Rahmani. Mă așteptam să bage mingea în poartă, pentru că este o ocazie mare. Hai să luăm o primă reacție. Unul dintre marcatorii din această seară, e vorba de Petrila. Pentru voi în derby, cum e acum după ce ați ajuns pe locul 2 alături de Craiova, la egalitate cu ei? Da, suntem fericiți. Am lucrat bine în aceste zile pentru acest meci. Important este că n-am primit gol și din nou am marcat 4, dar cred că important sunt cele 3 puncte. Ați marcat 4 astăzi, 12 goluri în ultimele 3 runde. Ce simți tu că s-a schimbat după aceea înfrângere cu Petrol Roma? 3 victorii consecutive și cu, spuneam, 12 goluri marcate. Ne-am dat seama că trebuie să ne trezim, pentru că trec meciurile și noi eram tot în spate. E bine că ne-am revenit și acum am reușit să legăm 3 victorii la rând. Cum ai simțit acest derby? Cum a fost acolo lupta pe teren? Cum i-ai simțit pe cei de la Dinamo? Vă așteptați la o echipă mult mai puternică, mult mai luptătoare? Ei au fost puternici, dar am reușit să dăm gol repede și după aia am reușit să deschidem mai bine față de începutul meciului. Ei, mulțumim lui Waide pentru pasă. Păi și eu am dat la golul lui. Da, suntem chit. Cum e acum? Cu atmosfera, cum se trăiește, nu știu, toată perioada aceasta? Atmosfera este bună, se vede asta și în teren. Suntem o familie, tragem unul pentru altul și trebuie să continuăm tot așa. Cum ți pare impactul pe care l-a avut Rahmani? 2 duble consecutive. Da, este un jucător foarte bun, un atacant care știe să profite de mijile pe care le are, de spațiu. Sperăm să o țină tot așa și să ne ajute cât mai mult. Ciudat pentru voi să jucați un derby în care galeria echipei adverse părăsește tribuna? Pentru mine nu contează. Asta e important, este că am avut pe noștri în spate și asta e tot ce contează pentru noi. Mulțumim, felicitări. Mulțumesc și eu, să rămân. Dacă tot l-am stat pe Petrila, te-aș întreba despre el, pentru că, na, vine de la CFR. Era un fotbalist care, un an, jumătate, nu mai știu exact când, părea să aibă un potențial foarte mare pentru CFR de a încasa bani. Și pe urmă se ajunge la această variantă sub 1 milion de euro, adică mult sub ceea ce ne-am sub 5 ăla care da, se vehicula. Exact. Ce s-a întâmplat cu el? Adică potențialul cred că a rămas pentru el, doar că au fost momente când vin, te urmăresc, trebuie să confirm, să ai continuitate, să demonstrezi că poți să joci la un anumit nivel și să ai constanță. El a avut o inconstanță, acum n-aș vrea să spun că din cauza lui, dar meci foarte bun jucat, al doilea meci foarte bun jucat, după care urma o perioadă în care nu convingea. Au fost și momente când antrenorul poate nu i-a dat credit mai mult, înțelegi? Și toate lucrurile astea au dus la o situație în care cei care au venit și l-au urmărit și au fost discuții, astea au fost și oferte.
în sensul ăsta. N-au mers mai departe, să zic așa. Și voi, practic, n-ați văzut în el o posibilitate ca în anii viitor să aibă acel progres cât să ducă la sumele alea pe care le-aș fi așteptat? Nu că n-am văzut. Noi am fost, a fost un moment acum în vară când trebuia să încercăm să ajutăm clubul, să aducem niște bani la club. La intrări, ca venituri. Da, ca venituri. Pe de altă parte, nici nu-mi dau seama unde ar fi putut juca pe Trila în sistemul ăsta pe care îl propune Mandorin. Păi mi s-a părut că de-aia și plecat, da. Sincer să fiu. Da. Ce putea să joace? Cum a jucat Krasniqi, fundea stânga? Dreapta. Funda stânga acolo și să joace Petrila tot acolo, nu? Funda stânga. Că altceva n-are cum, ca al doilea vârf nu cred că poate să joace. Adică în sistemul ăsta. Bine, dar au schimbat, au jucat și cu 4, poate, nu se știe, poate joacă și în 4. În 4, dacă joacă 4-3-3, Petrila avea loc acolo în stânga, da? Și acolo, și Krasniqi, și el. Ți se pare prea mare diferență în această seară pe tabelă față de ceea ce s-a jucat? După minutul 30 parcă nu mi se pare, totuși 4-0 nu e puțin, e destul de mult, dar Dinamo parcă n-a mai contat de la un anumit moment. Și prima repriză la Dinamo pe faza de apărare au stat destul de bine și tactic parcă au gândit bine meciul, dar în rest n-au făcut nimic, l-au ținut pe Greg acolo în față care îi tampona pe toți pe care îi prindea. Credeai că e la wrestling, ia pe toți și dă cu ei în stânga, în dreapta, când vine unul spre el. Dar în rest, n-au fost periculoși. Dinamo a avut vreo ocazie? În tot meciul, mă refer. Că eu nu mi-aduc aminte. Nici eu nu mi-am notat absolut nimic aici. Eu sincer nu mi-am situații mai mult. Nu, nimica. Nu mi-am notat nimica. Nu. Nu cred. Da. Cum ți se pare Rapidul față de sezonul trecut? Te întreb și din perspectiva luptei la titlu, că e clar, lucrurile arată cam clar în privința, să spun, a 4-5 echipe care vor intra în play-off. Poate pentru ultimele două poziții, ultima poziție să fie o... Da, Rapid, FCSB, Craiova, CFR, astea vor fi acolo. Ce impresie îți lasă Rapid? Și Sepsi, nu? Ha, ok, și Sepsi, să zicem, da. Eu cred că ar fi o mare problemă. Nu, adică nu cred, că nu va arată fi. Cel puțin acum... Era o problemă dacă se califica în conferență, atunci da, puteai să zici. Okay, și de asta am zis că poate pentru ultimul loc, acolo unde farul mai degrabă nu știi dacă va intra sau nu, având în vedere că parcă trece prin niște transformări. Dar în fine, de Rapid mă interesează. Ar fi spectaculos bătaia pentru play-off-anul ăsta. Ce impresie îți lasă Rapid? Păi... Oarecum firesc, poate, să zic așa, unele evoluții după schimbările care au fost făcute la club și faptul că au adus și jucători noi, antrenor nou, probabil. Dar, să zic așa, cu un potențial uriaș ofensiv. Asta, aici văd eu, să zic, un plus pentru Rapid. Acum... Știi cum e, îi spuneam lui Pandi mai devreme, că am vrut să câștigă cu apărarea, a fost aici cel mai bun atac. Corect. Asta e părerea mea. Ne întoarcem la discuție, la sută și pe Paul Iacob. În campionat. Bună seara. Da, este un sentiment plăcut. O victorie în derby este o victorie în derby. Toată lumea știa ce rivalitate este între noi și Dinamo. Mă bucur că am reușit să câștigăm de asemenea manieră. Nu-mi trece în minte vreo ocazie a celor de la Dinamo. În schimb, noi ne-am creat foarte, foarte multe ocazii și mă bucur că din nou se vede calitatea jucătorilor noștri și pot spune că am avut un meci perfect. Ați egalat cea mai mare diferență de scor din istoria confruntărilor de Rapid Dinamo în favoarea lui Rapid. Te gândeai înainte de începerea meciului că se poate ajunge la o asemenea diferență și cu ce crezi că i-a surprins? Nu mă gândeam neapărat să facem un scor fenomenal. M-am gândit sincer să luăm cele 3 puncte pentru că asta conta cel mai mult. Dar mă bucur că am egalat această performanță și acum cred că ne gândim la meciul cu Oțelul. Vrem să facem la fel de bine și în acel meci. Cum i-ai simțit pe cei de la Dinamo și dacă te așteptai la o luptă mult mai grea acolo pe teren? Dar a fost o luptă grea, cred că până în ultimul minut. Faptul că cei de la Dinamo nu și-au creat ocazii arată că noi am luptat pentru fiecare minge și cred că le-am câștigat. Dar nu, cei de la Dinamo au o echipă foarte bună, cum am spus-o, sunt foarte mulți tineri care pot face diferența. Noi am stat astăzi foarte bine și nu mă refer doar la noi fundașii, ci toată echipa. Cred că am alergat foarte mult, ne-am dăruit și s-a văzut.
Tu personal, cum te simți? Simți că în sfârșit ai câștigat locul de titular? În sezonul trecut juca Dragoș Grigore, acum a început în acest sezon Iulian Cristea acolo. Acum tu ești meci de meci. Echipa n-a primit gol în această seară. Într-adevăr, cred că este primul meci în care joc și nu primim gol. Normal, am mai multă încredere în mine. E normal în timp ce joci sau de-a lungul meciurilor reușești să-ți capeți încrederea, să vină și reușitele mult mai multe și mă simt foarte bine. Faptul că prin această conjunctură am ajuns să fiu titular nu are decât să mă bucure. 12 goluri marcate de voi în ultimele partide, care ar fi secretul acestei pofte așa de gol? Calitatea jucătorilor. Foarte, foarte multă calitate, după părerea mea. Mulțumim mult! La fel! Bun, dacă ne uităm că plecăm cu discuția de la Iacob, față de echipa din sezonul trecut, la Rapid, că tot comparam, cred că se schimbă mai mult de jumătate dintre jucătorii de câmp. Brown, Iacob, Borza, Waidă, Emers, nu știu, Juca, să da, zicem. Da. Petrila. Da. Păi Rahmani nu-l trec, că Duga nici nu știm că... Dar sunt mulți, deci jumătate. Pe de altă parte te miră că Onea nu joacă, că Moraes nu mai joacă, că nu mai joacă Kait. Poate Dragoș Grigore, la Moraes nu te miri. Cum? Nu te miri. La cine? La Moraes. A venit acum, Borza. Păi asta spun, de 800 de mii pe... Bine, și era Brown. Zici că nu juca, că era Brown. Nu, dar că sunt niște paradoxuri cumva. Pe de altă parte, e explicabil pentru că multul lumea este pe ok. De ce să joace tot echipa de anul trecut? Din moment ce echipa aia a fost departe de titlu, a fost departe de cupele europene, Bergodi a văzut niște lucruri care să îmbunătățească jocul echipei. Da, și pare că în momentul ăsta, în afară de fundaș și central și poate Borja Vale, care are altfel de fotbal, în rest, ceilalți sunt toți numai pe viteză. Și pe muncă, pe viteză, Waidă, Emers, Brown, Funciu, Petrila, toți care aleargă. Nu mai e niciunul care să... Poate Borja Vale, dar am crezut că îl scoate la pauză. A rezistat destul de mult. A pierdut niște mingi în prima repriză. Mă gândeam că îl schimbă. Rahmani, ce impresie îți lasă? Un meci și jumătate. Comentăm și noi ce am văzut până acum. Un meci și jumătate și are o căruță de goluri. Da. N-are ce să-ți lase decât bună. Nu, ce vezi la el așa? Păi, ce-ți place? Golurile marcate la unde? La Craiova, nu? Da. Mi s-au părut că sunt date de atacant, de un atacant cu cap. Adică golurile n-au fost trag să mă aflu în treabă. Dau cu capul unde s-o duce mingea. Nu, a venit la scurt, a întors cu capul unde era liber, portarul fiind la scurt, a dat pe lung, a dat-o în poartă. A venit șutul la dată unde nu era portarul. Acum faza asta este excepțional, golul ăsta. Vreau să-l mai văd, pentru că preluarea este... excelent. Acolo cred că e șpiț, nu? Că prea se duce mingea, pare, dar e frumos. Vedem frumos execuția lui Rahmani de la ultimul gol după ce l-a sultăm pe Neluz Roșu. Dureroasă, nu cred că am fost umiliți și nu o să fim în niciun meci umiliți. Cred că scorul a fost 4-0 și noi am reușit să batem în alte meciuri. Da, este o seară grea pentru noi, dar în schimb trebuie să ne revenim foarte rapid. Vine și această pauză care cred că ne prinde bine. Reușim să analizăm ce nu a ieșit în seara asta. Multe nu ne-au ieșit în această seară. Cred că am făcut un joc destul de modest, puțin fricoș, dar... Fricoș? De ce? Și publicul a contribuit la acest lucru? Nu cred. E o plăcere să joci cu public, cu oameni în tribună, cu spectatori. Cred că este cel mai frumos lucru. Din păcate, în seara asta nu ne-am regăsit, ci am pierdut, cred că, doar pe greșelile noastre. Vorbea de spectatorii, faptul că voi n-ați jucat cu spectatori, că în galeria a părăsit stadionul înainte de meci, a contat sau cât a contat? A contat foarte mult pentru noi, dar a fost decizia lor. Din ce am înțeles, nu au fost lăsați cu coreografia să intre pe stadion și a fost decizia lor. Le-o respectăm, ei oricum sunt mereu alături de noi. Vreau să le cerem scuze, cred că, pentru rezultatul în această seară, că nu este ușor de digerat. Sperăm să ne revenim și avem ocazia la următorul meci să spălăm rușinea pe teren. Dar ce v-ați reproșa voi în această seară din evoluția aceasta pe care ați avut-o?
Multe. Cred că o să analizăm săptămâna ce vine, o să analizăm foarte bine acest meci, pentru că cred că avem multe de învățat din acest meci. Cum să tratăm mai bine meciul cu mai multă personalitate, cred că asta ne-a lăsit puțin această seară. Un mic șoc, o trezire la realitate pentru Dinamo după o serie de partide foarte bune și rezultate la fel când de bune. Nu am reușit să câștigăm, toată lumea ne spunea că ne batem la retrogradare. După ce am legat 3 victorii, ne spunea că ne gândim la play-off. Acum că am pierdut, iar sunt probleme. Nu, Dinamo merge înainte, orice ar fi. Ne batem până la sfârșit și o să vedem unde o să fim. E greu după care simți tu că e nivelul Dinamo? Nici în extrema cealaltă, nici în vedem cealaltă. La sfârșitul campionatului cât de multe puncte putem să acumulăm. Nu putem să spunem de acum că o să ne batem la play-off sau să ne batem la retrogradare. Trebuie să muncim pe teren și vedem la sfârșit ce o să întâmple. Mulțumim! O seară bună! Cred că are dreptate așa în ce spune. Pe de altă parte, cred că Dinamo e în grafic în momentul ăsta, adică după 8 etape față de ce și-ar fi targetat așa, cu bun simț. E o bine? E sub linie? Cum ți se pare? Hai să luăm meciurile să vedem, că e cel mai bine. Cu FCSB trebuia să piardă? Trebuia. Da. A pierdut. Cu Rapid trebuia să piardă? Da. Da, a pierdut. Cu Craiova trebuia să piardă? Da. A pierdut. Cu Petrolul n-a pierdut. Pe voluntari a bătut-o. Nu știu dacă trebuia. Nu știu dacă trebuia. Cu Sepsia a pierdut, dar era... Trebuia. Trebuia că echipă de... Cu cine a mai jucat? Cu Cluj n-a pierdut în deplasare. Da. Cu Botoșani a câștigat. Trebuia. Trebuia, da. Trebuia. Deci, Botoșani, trebuie toată lumea să-i bată. E un pic deasupra, nu? Pe Botoșani. Înseamnă că e un pic deasupra targetului normal pe care îl avea. Și pentru că au avut meciuri grele, da. Dar în meciurile alea s-a văzut că nu poate să facă față. Bine, și începutul campionatului poate, dacă jucau mai târziu cu echipele astea, să zici că se putea întâmpla ceva, dar deocamdată cu echipele astea bune nu au putut să facă nimic. Rahmani, vreau să-l revedem, acesta pe care îl urăm aici la noi în studio, dar să-l vedem împreună cu telespectatorii, pentru că este golul celălalt din penalti și e cumva... Nu aș spune că e simplu să dai gol din penalti, că am mai văzut, inclusiv Dugan zice, arată etapa trecută. Dar ce anume ți-a plăcut la golul ăsta, Pandic? Ai zis tu că vrei să-l mai revezi. Adică... Uite-l cum pleacă și uite-l cum este întors tot timpul. Da? Cum este întors și cum fuge spre poartă. Da? El îi arată, practic, celui care are mingea, unde să-i dea mingea. Ia uite. Dă-mi-o pe direcția de alergare. N-a fost pasa cea mai bună. Preluarea este destul de grea, da, pentru că este... pasa este destul de tare. Mă gândeam la un moment dat că vine Patriche și intervine acolo. A venit târziu, a făcut preluare, a scăpat de el. Altul cădea acolo dacă simțea că... Din 10, cred că 2 cădeau. Din 10, cred că... Ar fi căutat să... 8 cădeau. Cu ce dă? Cu șpiță? Nu cred că... Șpiță, dar cred că vrea exterior, să bage așa un interior. Exterior, nu da. Ceva un... Ia să mai văd o dată cu ce dă. Dar cred că dă șpiț. Șpiț exterior. Da. Exterior. Frumos, ce dă. Frumos. Da. Da. În momentul în care l-ați luat pe Krasnic, l-ați avut cumva în vedere și pe acest fotbalist? Adică nu știu, v-ați interesat de el, v-a atras atenția, a fost pe radarul CFR-ului, pentru că totuși CFR-ul a fost prima echipă care a transferat. Ne-am uitat la el, dar de fapt au același agent. Uh-huh. Au același agent. Și chiar discutam de el. El mai avea contract, pe când, așa mi se pare. Mai avea contract și Krasnic intrase deja în perioada în care puteai să semnezi cu 6 luni înainte. Tocmai de asta a fost și mai ieftin Krasnicki. Da. Da, dar noi îl căutam în special pe Krasnicki și la el ne-am oprit. Mi-a plăcut așa și cum a jucat cu noi. A avut o ocazie mare în meciul cu noi de la Cluj. Uh-huh. Dar, nu știu, parcă nu era pentru profilul stilul care îl căutam noi în acel moment de atacant. Dar se vedea că are mișcări, are și un număr de goluri marcate, deci ca atacant... contează foarte mult și am înțeles că e și un caracter frumos. Apropo de Krasnicki, care mai e situația lui?
Tu ai spus, pleacă, nu pleacă, va fi vândut. Păi, deocamdată, așteptăm să vedem. Păi nu, ok. Discuții au fost în jurul lor și au mai fost jucători în jurul cărora au fost discuții în perioada asta. Unele campionate au închis perioada, unul a mai deschis, mai rămas deschisă perioada. Care perioade mai sunt deschise? Păi sunt mai multe țări care au... Din astea importante sau din astea de mână? Astea care pot să mai plătească, să zic, sume importante. Dar zi-mi și mie, de ce vă place să băgați în ele așa? Adică când e vorba de un jucător, să băgați niște sume care sunt din calea afară de mari și niciodată sumele astea... Nu, zic așa, vorbesc de clubul vostru, da? Adică faceți niște sumoaie sume, din asta, așa? Nu m-am pronunțat la nicio sumă. De n-am văzut în... CFR-ul, că ești reprezentant CFR-ul. Da, dar nu, eu nu m-am pronunțat la nicio sumă. Nu, și acum, cât plătea Bordeaux sau cine? 3, 5 milioane? Discuția... Pe Krasniqi, da. Discuția care a fost la patronul, chiar patronul a discutat de două ori. Astea două. Deci nu știu să-ți spun care a fost, dar nu va niciun interes să bagi în ele. De ce să bagi în ele? De ce să pare? Păi nu, că nu vindeți pe nimeni, adică de asta spun. Adică voi spuneți niște sume, 10 milioane 500 pe Birligea și Krasniqi. Nu, e Boa și... E Boa? Birligea, e Boa și cred. Birligea? Parcă așa. E Boa și Birligea, nu contează. 10 milioane 500. Bașcanul, nu știu care, a venit cu 10 milioane. Cred că i-ați dat peste valiză puțin, că nu vreți 10 milioane. Dar nu au niște sume din astea, din calea afară. Acum Bordeaux dă 3-5 milioane și văd că pleacă pe 800 de mii până la urmă. Cu CFR-ul a încasat bine tot în vara asta. A încasat bine, dar nicio sumă, că și Petrila era vreo 5 milioane, înțelegi? Și de la 5 milioane să dai cu 800, de asta spun. De ce îți place să bagi așa în ele? Dacă discuția este în jurul sumei, tu ce poți să spui? Păi nu, dar nu era nicio sumă. Nu e discuția în jurul niciunei sume. Nu, te întreb, dacă discuția e în jurul sumei... 5 milioane, Krasniqi? Nu știu, discuți de 5 milioane și până la urmă nu se mai face. Ce să spun? Nu, mă gândesc că poți să iei 4 milioane. Adică da, dar nu știi cum trebuie. Da, dar nu știi adică... cum trebuie. Eu chiar nu știu, n-am fost la asemenea discuție, negociere. Adică n-am participat la asta de care spui tu, chiar patronul a discutat. Adică nu știu ce. Adică eu nu văd nicio chestie să inventeze sumele astea. Nu, asta spune și Pandi. Adică nu văd nicio. Dar nu văd nicio să zici că ai 5 milioane, 10 milioane. Dacă discuția a fost în jurul sumei, probabil că asta a fost. Și după aia dai cu 1.400.000, cu cât l-ai dat pe Yeboah? Că voi ați descoperit până urmă. Pe Yeboah, parcă... Voi parcă ați scris. La Brombi, nu? Păi o să ne spună Marius, că știe bine. Păi nu, că e... Ce? Nu ai cum să spui, nu, nu. Dacă nu ai lăsat ceva, nu. Nu, 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 păi eu am văzut în gazetă că voi ați găsit suma. Cât era? 1.400.000 până la urmă. Păi cum de la 10 bașcanul ăla să dădea 10? Nu, aia nu era asta, puțin, că acolo era diferit ceva. Era acolo, diferit ce? Varga a spus că i s-a făcut o propunere, a spus că transferul la Brombi e pe 10 milioane și gazeta a descoperit păi că nu, dar, ok, 4. Și când ți se face o propunere, tu ce ai? Mai mă gândesc puțin, mă duc acasă să mă consult. Pandi, acum și mai mă gândesc. Și cu patronii, pe care nu face la fel. A primit 7 milioane, știi tu că a fost 7 milioane. Nu, dar de ce e așa grase sumele astea? Dă-i puțin mai, ce să mai vinzi omenește așa, mai mult grăsanele astea de sume. Toate, am înțeles. Apropo de Rahmani, intră la Craiova, reprezentatorul dă goluri, două goluri. Asta joacă cu Dinamo, dă două goluri. Să reface Dugan, zici? Ce face Bergodi? Nu, ce face Bergodi? Pe cine alege? Bergodi? Cred că asta e o problemă pe care orice antrenor și-ar dori să o aibă. Când nu ai, atunci e problema. Când e adevărat, dar și când ce ai să facă Bergodi, e o chestie bună, zic s-ar putea să-l bage pe Dugan, zici? Pentru ce a făcut el la echipă, pentru faptul că... Crezi că s-ar putea să gândească un meci fără Dugan, zici, titular? În prisma adversarului sau în prisma strategiei care ți-o faci la o parte? Următorul meci, asta spun. Următorul meci, dacă Dugan zice este ok, cred că mergi pe el, pentru că el vine din urmă, da, cu îți duce greu, marchează gol, unele din penalti, da, și din asta. Nu cred că e un jucător pe care să-l scoți acum, pentru că vine Rahmani și dă în două meciuri două goluri. Mai stai dar puțin poți să de gândești Rahmani. Un meci în care să joci cu Rahmani titular în prisma adversarului sau, mă rog, strategiei care ți-o faci la acea partidă, pentru că toți sunt profile de atacanți diferite. Da, da. Scurtă pauză comercială, ne întoarcem și o să ascultăm și antrenorii și mai avem alte lucruri pe care vreau să le comentăm despre acest Rapid Dinamo. Hai să vedem câteva imagini și să le comentăm. De fapt, hai să comentăm în fazele de arbitraj, după care trecem la ce a fost dincolo de gazon. Prima fază este cea în care este implicat Patrick, în minutul 28. Repet, fază de arbitraj. Horațiu Feșnic a fost central. E adevărat că la 4-0 e un pic complicat de a intra într-o discuție mai apăsată așa despre arbitraj, dar le comentăm, să vedem.
fault ăsta, se dă fault, e suficient fault sau trebuie și măsură disciplinară? Cartonaș galben, după părerea mea. Sau putem nu să ia să vedem aici. Nu dau seama dacă fluieră, cred că fluieră faultul. Păi și după aia rupt piciorul? Nu mă refer la asta. Păi asta sunt fluierat înainte sau nu? Păi și dacă fluiera, ce, după aia rupt piciorul? Nu, aici e fault, e cartonaș galben. A, el fluierase că a ieșit mingea afară, au, după asta care asta zic, fault. Și după aia ai rupt piciorul? Păi nu, e galben aici. Păi asta spun. Clar. Bun. Mai departe, penaltiul pe care Feșnic îl acordă la duelul dintre Amzăr și Funcio. La 0-0, 1-34. Păret. Aici este un penalti dintre un șmecher și un Amzăr. Ca să fiu elegant. Adică Funcio, care n-a trecut de el niciodată, din contră, face un fault la un moment dat Amzăr pe partea stângă, nu trebuia să-l facă nici pe ăla, ia cartonaș galben acolo, îl tot așteaptă până în minutul 34, îl driblează acolo, intră în careu, în momentul ăla pune piciorul drept să protejeze, vezi, Doamne, mingea, și se oprește, că lasă fundul așa puțin în spate. Amzăr, care vine cu 200 la oră de fiecare dată, indiferent că e în careu, că e în afară, că e prin tribună, că e pe acasă, intră direct în el. N-ai cum să nu dai, dar e o șmecherie, de asta spune. Soft. E... Se pare soft. Asta e exprimarea la MIFA. Da, pe ca să poți să... E o șmecherie care e și... Dar trebuie să dar dai, dai penalti, că n-ai cum să nu. Te... Uite cum el s-a pus, peste a mine. Fost băiat deștept, a obținut penalti. E șmecherie, e șmecherie. Dar vreau să avem o următoarea discuție, nu spun că e sau nu e. Că avem mereu chestiunea când ieșim în cupe europene, că arbitrii nu judecă genul ăsta de, sau multe dintre nu, contacte, nu le judecă. Dar asta secundă. Nu, noi știi ce, dăm vina tot timpul pe jucători. Ajungem în cupele europene. Pe cine să dau vina dacă jucătorii... Păi dai vina pe arbitrii. De ce nu arbitrează ca aia din cupele europene? De ce nu zici așa? Păi nu, hai să vedem o fază din Italia, păi, din seara asta, dar care nu, seamănă dar... cu asta. Pe Benzi l-am împins jocul bine și în zona centrală când am recuperat mingea, l-am adus bine acolo în preajma careului și, dar, repet, acolo s-a rupt când a făcut penalty Funjo, că a fost unul dintre cei mai buni jucători, unul dintre, și a fost toată echipa bună, dar el a dat mult în acest match și a dat și pasă gol, mi se pare, la Rahmani, după a fost schimbată. Echipa a jucat tot bine și a împins jocul bine și am spus bine, dar nu m-am așteptat această agresivitate, dar ele aveau, pentru că l-au arătat și în meciurile trecute, că este o echipă care ambiția, s-a întors în Liga I, normal, e Dinamo, e un club de tradiție, trebuie să ne așteptăm că era greu. Dar după, repet, echilibrul s-a rupt cu această penalty că am dat. Rahman. Am avut ocazia, anche scuza, am avut și ocazia cu Rahmani, după 10 minute, ocazia mare, acolo, cu stingul că a dat lângă bara. Pe Rahmani l-ați așteptat ceva până s-au rezolvat actele, dar vine cu poftă de gol și v-aș întreba și de Funcio. Ce s-a schimbat? Pentru că pare așa omul, unul dintre oamenii importanți în echipă. Da, cine poate spune? Nu știu cum s-a schimbat Ibra. Ibra e un jucător iute și are rapiditate și e un jucătore care a intrat să înțeleg bine că e și trebuie să fie și combinativ, pentru că mie mi place și jucătorii combinativi și cred eu că acum se face datoria pentru el, joacă bine cum toți ceilalți, dar nu știu ce s-a schimbat, că nu-l cunoșteam ca jucătore. L-am văzut anul trecut, dar a jucat într-un alt stil, adică de joc. În acest an se pare că a înțeles bine ceea ce vreau, ceea ce doresc. Și ceilalți jucători la mijlocul terenului și în mijlocași au fost foarte bune în fază de apărare, fundaș. Cred eu că nu se poate spune nimic de un jucător care a jucat nu la potențialul maxim. Spuneți că vă placă jucătorii combinativi. Unul dintre ei, Crjan, l-am văzut în primele etape, iar da, apoi a dispărut. Astăzi doar pe bancă. Da, s-a întâmplat cu el. Bă, e o perioadă care se întâmplă la un jucător când
care a jucat prime 5 meciuri, să spunem, 3 de titulare, după a fost rezervă, dar a intrat a doilea repriză, după a jucat din nou titulare cu Botoșani. Trebuie să-l așteptăm, nu e ușor pentru el, pentru că e prima dată că vine cu echipa de seniori și nu e ușor, dar va avea și el șanse de a juca, nu e normal, dar ce unul se poate spune, unul când vede o echipă care a castigat 4-0 și joacă bine. Cred eu că trebuie să arate pe teren când facem antrenamento și după va veni momentul și lui și trebuie să uitați un exemplu, numai Emers. Emers prime 5 meciuri a jucat 5 minuti, ok? Și atunci după nu facem fiecare giocatore. Emers 5 minuti a jucat și a intrat și nu a ieșit. Sunt 3 meciuri che gioca foarte bine, un giocatore che... Cioè, asta è il momento 3, bine momento pentru fiecare jucător, pentru că avem nevoie de mulți jucători, pentru că avem și cupa și e importante, cupa vrem să mergem departe și e normal că trebuie să ai toți jucători. Acum, în acest moment, sunt asta lege, dar nu sunt battute în cui, dar ce se poate spune? Am revenit cu 3 vittorie și cred eu că nu se poate spune nimic, nu? Accidentarea lui Săpunaru este serioasă și v-aș întreba și de alți veterani, Junior Morai și Dragoș Grigore, pare așa că nu mai fac parte din calculele dumneavoastră. Bă, nu e adevărat deloc asta, eu nu fac parte. Cioè, e un grup... Au dispărut cel puțin pe Dragoș Grigore, nu l-am mai văzut de multă vreme. Mare de jucători, avem 25 de jucători, 26 și e normal că cineva trebuie să asta, măcar nu prinde lotto, dar eu despre ei nu pot să spun nimic de rău, adică fac alegere, dar se antreneze foarte bine toți băieții, e normal că după fac alegere și în acest moment asta sunt alegere, dar repet, nu sunt bătut cu ei, avem și alte meciuri, un campionat lung, suntem etapa 8 și avem o grămadă de meciuri în față și când vom juca acum de octombrie și cupă, grupele și de cupă. Erau titulari și atunci e normal ca să existe această întrebare pentru că au dispărut din echipa pe care o utilizați dumneavoastră. Ba da. Ba, mi se pare că cine acum joacă, nu e că joacă rău, slab, nu mi se pare. Și cred eu că voi ruta, sigur, nu... Cioè, în fotbal nu există 11 jucători. În fotbal, un grup de jucători. E normal că cineva, măcar acum, în acest moment, e penalizzato, come si può penalizzare, dar dopo aveva sì il momento e dopo quando uno urca per tre in treno, dopo trebuie să sta in treno, ma si deve lascia essere in football, fiecare mio allenamento io concorrenza e da ripeto despre Dragoș și Junior, nu pot să spun nimic pentru că ei se antreneze bine, pentru că am citit și că au scris că el nu se antreneze, Dragoș, de exemplu, dar a avut probleme numai cu spate și adevărat și-a declarat el că unul, două antrenamente nu s-a antrenat pentru că avea probleme, dar nu asta l-a împiedicat de să fie în lot. El se antreneze foarte bine, la fel ca Junior. Dar se urcă și Ștefănescu în trenul Rapidului despre care ați vorbit. Mai sunt câteva zile din perioada transferului și am văzut acum o știre pe din nou în atenție Ștefănescu, în atenția Rapidului. Mai eu nu știu nimic, nu știu nimic. Știu numai că e un jucător bun, că vedeți ce a făcut și ce a făcut și în conferențe ligă, ce a ratat, e complet, e un jucător bun, dar nu pot să spun altceva decât nimic. Eu sunt mulțumit de... În timpul meciului, că v-am întrebat și înainte de meci. Nu, deloc. Nu. Eu nu vorbesc cu acum un conducător în acest moment. Adică me focusez pentru antrenamente, să regleze lucruri că nu sunt bune și gata, nu mă gândesc la jucători. Am încredere în grupa asta de jucători că am în acest moment. În încheiere, Marius Mudică a fost în premieră pentru el pe Noul Giulești, antrenorul despre care se vorbea la un moment dat că poate veni la Rapid. A avut ce vedea, nu, în această seară? Nu știu, și dacă aude ceva, am un antrenor bun și va găsi sigur o echipă, ce pot să spun despre Marius? Nimic, e un rapidist adevărat și s-a întâmplat aceste lucruri al început de 2 luni în urmă cu toate declarațiile, dar nu... Sincer, nu interesează acest lucru. Bine că a venit, pentru că a arătat că e un rapidist adevărat. Mulțumim, felicitări! Mersi! Da, o să comentăm și imaginile cu Șumudică. Rămăsesem la arbitraj, mai am o singură fază legată de Săpunaru, pe care o să comentăm despre accidentarea lui. Înțeleg că e ceva serios, era și fost schimbat. În minutul 41 există această fază pe care o să o vedem. Și de ce e foarte importantă? Pentru că Săpunaru în acel moment avea cartonaș galben luat cu, cred că, un minut și jumătate mai devreme și are acest duel cu Amzăr. Vi se pare fault?
Mie mi se pare fault, cartonaș galben, al doilea cartonaș galben, cartonaș roșu. Marius. Fault. Nu, nu se dă fault. Păi nu se dă fault pentru că dacă dai fault, trebuie să dai cartonaș. Trebuia să dea și galben dacă vă dea fault. Da, și așa că a fentat faultul, galbenul și roșu. Și mie mi se toate. Și o etapă de suspendare. A reușit să, să le faulteze pe toate. Și automat, dacă e fault, e galben, exact cum zice. Bun, apropo de Săpânaru, vedem, pentru că el se accidentează în repriza a doua. Atenție la o fază la care arbitru dă fault pentru Rapid. Cade rău, încearcă să continuă. Altă mare greșeală. Cred că mai joacă un minut, două sau cât mai joacă, după care face semn că nu mai poate și este schimbat cu Iulian Cristea. Asta este faza. Uitați-i pe Feșnic, cât de bine e pasat și dă faul pentru Rapid. Ce fault e ăsta? Ce fault e ăsta? Păi nu, trebuie să ne spună Feșnic. Ce trebuia să facă? Cine acolo? Politic? Nu, nu știu dacă politic sau... El. Da, politic. Deci ce trebuie să facă? Să se dea la o parte. A, știi ce ar putea să fie? De ce e fault? Pentru că el se uită în spate. Mă gândesc aici, încerc să văd de ce. Politic nu vrea să joace neapărat mingea, pentru că se uită în spate și încearcă doar să se pună pe direcția lui Săpunaru de alergare. Bănuiesc aici. Hai să vedem. Uite de la fața lui. El se uită în spate. Ia uite, da? El se uită în spate și nu sare să joace, decât vrea să... Mie nu-mi se pare. Da, bine, iar e șmecheria lui politic. Acum, el ce trebuie să facă? Să-l țină în cârcă într-una, nu? Să-l țină într-una în cârcă pe Săpunaru până când o vrea el să se dea jos Săpunaru, nu? Bine, are mai puțin importanță că da faul pentru Rapid, că nu asta e important. Important e că Săpunaru cade rău aici. Aici, asta se... accidentează la o fază, problem, da. Da. După aia fuge... La o minge spre poartă, o protejează și face schimbare. De fapt, o face acum, da, e urâtă asta, da. Să știi. E urâtă. Când îi ține mâna, lasă să se înțeleagă că la spate ar fi da. O problemă. Căzătura e urâtă. Da, da. Căzătura e urâtă. Ai trebuit să-i dea galbenul politic și era... Imaginile cu okay. Săpunaru, cu Săpunaru, pardon, cu Șumudică în tribune. A fost prezent, a cântat imnul la începutul meciului. Au fost cadre cu el pe unul sau două goluri de la reușitele marcate de reușite de Rapid și părea că se bucură. Asta se încadre înainte de meci, din ce mi-aduc aminte, parcă. L-am văzut, repet, bucurându-se și cântând împreună cu galeria după anumite goluri. Crezi că e o bucurie sinceră? Cred că e rapidist, asta cred. Bă, dar am întrebat asta, că rapidist e super. Nu știu ce m-ai întrebat. Ce crezi că nu știu ce m-ai întrebat? Știu ce m-ai întrebat. Nu-ți fă probleme. E rapidist, 100%. Da, astea sunt imagini de dinainte de meci cu imnul Rapidului. E bine că o să te duci la miște, te afume unul cu trapul. Să nu vezi golul de fum, asta e cea mai mare nebunie. Depinde ce fumează. Păi asta spun, dar te uiți la meci, păi și deodată gol, ce gol, că e ceață. Ceață. Ceață pe ciulește la Dita mai Trabucoiul. Bun, galeria lui Dinamo a fost la stadion, să spun că a fost la meci, de fapt n-a fost la meci, a venit într-un număr mare la stadion, a intrat în tribune, a afișat un banner pe care scrie victime, după care a părăsit. Toți au plecat din stadion înainte de startul meciului cu vreo, cred că 10 minute. Înțeleg că aveau pregătită o scenografie care le-a fost interzisă sau nu le-a fost permisă. Și ăsta ar fi fost motivul pentru care au părăsit tribuna. Acum nu știu ce fel de scenografie, asta chiar nu am informații. Chestiunea asta au mai făcut-o, din ce mi-aduc aminte, și cei de la Rapid, într-o deplasare în care n-au fost lăsați dintre toți cei care făcuseră deplasarea, chiar dacă ei depășeau procentul la sepsi, regulamentar. La sepsi, da. E diferit, nu? E diferită situația, asta da. Asta spun. Nu, dar cumva e asemănătoare în sensul că suporterii judecă doar pentru ei în ambele cazuri. Adică n-am reușit noi să facem, plecăm și lăsăm echipa. Cam asta. Adică finalul ăsta e în ambele cazuri. Chiar dacă motivele sunt diferite, da. Eu nu spun că suporterii Rapidului și Dinamo nu susțin echipa, dar sunt și momente în care cumva
interesul lor e mai important decât să susții echipa. În cazurile astea două, la asta mă refer. Că poate Dinamo avea nevoie de suporte totuși în tribune la, la derbiul ăsta. Da. Bun, și imaginea de dinainte de meci pe care le-am comentat, pentru că eram pe final de emisiune când făceam preview-ul partidei, cu acel scandal iscat în, la tribuna a doua, în timp ce jucătorii se aflau la încălzire, iată acest scandal, cu o bătaie toată în regulă și a fost nevoie de intervenția lui Săpunaru și a altor jucători, cred că și Albu vine la un moment dat. Bine remarca Mihai Stoica, nu intervin steward sau oameni de ordine și intervin jucătorii să facă ordine acolo. Cred că și Iacob, unul dintre secunzii lui Bergodi și Albu în dreapta. Înțeleg de la ce informații am de acolo că un sportiv de la Dinamo care avea loc acolo ar fi fost recunoscut de cei din tribună rapidi și ar fi tot un conflict, că ce caut acolo, se ține cu Dinamo și de aici s-ar fi... Băiatul cu tricoul ăla. Da, s-ar fi riscat, s-ar fi riscat scandalul ăsta. Dar repede, din colegi, scandalul ăsta pe mine m-a frapat chestiunea asta, că totuși jucătorii aflați la încălzire și care urmă să fie titulare au sărit în tribune să aplaneze conflictul. Asta mă surprinde. Bun, îl ascultăm pe Burcă, antrenorul Dinamo, ne întoarcem și tragem și noi concluziile aici în platou. Bună seara! Cum ați caracterizat ce s-a întâmplat în această seară? Aș caracteriza, în primul rând, aș vrea să-i felicit pe cei de la Rapid. Au fost echipa mai bună, ne-au dominat astăzi la toate capitolele. Poate scorul e un pic prea drastic, dar, încă o dată, cred că astăzi am învins echipa mai bună. Asta este realitatea, din păcate, trebuie să avem răbdare. E o înfrângere, nu știu, care mă va ține treaz câteva zile. Dar trebuie să acceptăm că este o diferență de valoare. Știți foarte bine, avem problemele noastre, dar încă o dată trebuie să vedem exact care este momentul în care suntem, în care ne aflăm. Trebuie să strângem din dinți, să ne întoarcem din nou la muncă, la disciplină. Cam astea sunt senzațiile după meciul ăsta. E un semnal de alarmă faptul că defensiva mai are de lucru până se pune la punct? Defensivă, când vorbim de defensivă, vorbim de întreaga echipă. Pentru că n-aș vrea să îi arătăm cu degetul pe cei din apărare, poate. Defensiv, toți am făcut astăzi un meci slab. Au venit primele două goluri, primul penalti, al doilea din fază fixă, după care am pierdut echilibru. Ceea ce n-ar fi trebuit să facem, dar asta este realitatea. Dar totuși au fost câteva momente punctuale. Duelul poate inegal din prima repriză între Funcșo și Amzăr. L-ați și schimbat la pauză, a trecut Măur acolo în stânga. Apoi la golul 2, la acea fază fixă, nu Bena, l-a scăpat pe Wide. Deci sunt câteva lucruri care pot fi punctuate. Nu, întotdeauna sunt câteva lucruri care pot fi întotdeauna îmbunătățite. Vom analiza foarte bine. Avem această pauză competițională datorată echipei naționale și sperăm să reglăm din problemele pe care le avem. Știți foarte bine, noi am avut jucători care au venit târziu, ne-am început să ne pregătim pentru Liga 1 destul de târziu. Trecerea dintr-un eșalon la inferior la un eșalon superior necesită timp, răbdare. Încă o dată, e o înfrângere care pe mine personal și cred că și pe suporteri îi doare foarte tare, dar trebuie să acceptăm momentul, trebuie să acceptăm realitatea și să mergem înainte. Vorbeam de greșelile defensive, de problemele din apărare, dar nici în atac lucrurile n-au stat foarte bine. Cifre foarte slabe și acolo, șuturi pe poartă, cornere. Încă o dată, ne-am învins o echipă care ne-a dominat la toate capitolele. Nu putem vorbi despre prea multe lucruri bune care s-au întâmplat astăzi. Deși dacă aș reproșa ceva este faptul că după 2-0 am pierdut total organizarea, am rămas descoperiți, toată lumea a plecat în atac fără să mai respecte ceea ce discutasem înainte, dar o dată n-aș vrea să arăt cu degetul pe nimeni. Băieții și-au dorit foarte mult, din păcate atât putem în momentul ăsta. Ați văzut și o echipă speriată a lui Dinamo de presiunea asta făcută din tribune și cât de mult a contat faptul că galeria lui Dinamo a plecat de la meci? Da, în primul rând nu știu care este motivul pentru care galeria... Nu i s-a permis afișarea unei coreografii. Ceea ce mi se pare, nu mi se pare normal, nu mi se pare firesc.
Atâta timp cât vin aici și trebuie, nu știu, ar trebui să fie lăsați, pentru că face parte din spectacol, înseamnă foarte mult respectul între cluburi, faptul că nu au fost lăsați să intre, mie mi se pare un abuz. Nu au cred fost că... lăsați să intre, nu au fost lăsați să afișeze acea coreografie și au plecat din tribun. Păi, probabil pentru faptul că nu au fost lăsați să arate acea coreografie, nu știu dacă a contat sau nu, dar eu cred că n-ar fi ajutat dacă ar fi fost alături de noi, n-ar fi dat poate un imbold. Care sunt micile detalii pe care trebuie să le puneți la punct în aceste două săptămâni? Păi, sunt micile, multele, marile detalii. Avem de lucru destul, dar încă o dată, n-aș vrea să creez așteptări foarte mari oamenilor. Suntem departe de echipele astea care se bat pentru play-off. Este o realitate. Încă o dată, noi trebuie să ne luptăm să ne câștigăm punctele cu echipele cu care am făcut-o. Din păcate, suntem mult în spatele FCSB-ului, Rapidului, Craiovei. Este o realitate pe care trebuie să o acceptăm, trebuie să strângem din dinți, să ne organizăm mai bine, nu așa cum am făcut-o noi pe parcurs, aducând jucători în timpul campionatului, și cred că ușor, ușor vom ajunge și noi la nivelul ăsta. Dați-ne puțin timp. Și atunci, care ar fi un obiectiv rațional pentru Dinamo în acest sezon? Eu am spus că în primele 6 luni de zile trebuie să construim o echipă stabilă, o echipă care să-ți permită să te bați de la egal la egal cu orice echipă. Din păcate, duelurile sunt inegale, cel puțin cu echipele care sunt în față, care trag la play-off, dar am arătat, cred eu, un fotbal destul de bun cu celelalte echipe. Poate că și modul de abordare împotriva acestor echipe trebuie să fie unul mai pragmatic, poate. Și tocmai de aceea, pentru că ați arătat un fotbal bun în etapele precedente, surprinzător pentru dumneavoastră cum au stat lucrurile în această seară? Nu este surprinzător. Când întâlnești o echipă valoroasă, o echipă puternică, e dificil să-ți mai etalezi fotbalul cu care ai obișnuit oamenii în celelalte meciuri. Dar încă o dată, ai niște contracandidați, când ai de unii care sunt foarte puternici, normal că nu te lasă să faci lucrurile pe care ți-ai dorit tu să le faci și sunt ei mai mult în controlul jocului, domină mai mult toate aspectele jocului. Mulțumim. Bun, am lăsat și pe Burcă. M-am gândit chiar cum să nu admită superioritatea Rapidului. Spune de CFR, că mai avem puțin pe final. Sunteți în grafic, știi, discutam de Dinamo, dacă e în grafic, e peste linie. Mai aveți o etapă și după aceea se întrerupe. Dar acum, în momentul ăsta, la ce target v-ați propus? Cam unde sunteți? Target, noi am avut anumiți pași pe care am făcut. Până acum, să zic așa, că am reușit să urmărim, să fim în adică sunteți target. Cam unde v-ați propus, cam asta e ideea, înțeleg, nu? Da, adică există o... Da, da, da. Sunteți da. Mulțumiți de Bergodiaus, de Mandorlini, cum e? Asta, acum, suntem mulțumiți. A fost un moment, să zic așa, important în vară. Și plecarea lui Dan Petrescu și faptul că s-au mișcat număr important de jucători, nu a fost un moment ușor de gestionat, mai ales că ați văzut, meciurile vin imediat, preliminarii și așa mai departe. Eu cred că până acum ceea ce a demonstrat și faptul că, eu știu, jucătorii sunt receptivi la ceea ce vrea el să facă la CFR Cluj, ne arată că a fost o alegere bună pentru noi. Am înțeles. Un pronostic pentru mâine, Pandi. Voluntar CFR, FCSB, Craiova. Și ieșim din emisiune, cred că termină. Voluntar CFR, cred că bate CFR-ul. Da. Și FCSB, Craiova, cred că nu pierde Craiova. Ok. Mulțumesc mult, Pandi. Mulțumesc mult, Marius, pentru prezență. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Seară bună.